Ia lasă-l mă puțin la mine pe ăsta, că am o... Bă, nu așa! Bă, nu așa, că pierd eu, tu nu vezi, bă, pierd eu! Bă, câtea super pace ți-am dat! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys alături de Marius după foarte mult timp. Aka Xlader, ia uite, dă un like acolo, salut, ce zici, salut, mă, Marius? Salut. Am venit și eu pe Stumble aici să-mi arăt ce mai e nou. Ce mai e nou, adevărat, bă, brodere, că a trecut ceva timp de când nu ți-am mai prezentat și puteți să facem custom game-ul, să ne jucăm pe ce mape vrem noi, ai văzut treaba asta? Da, 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 eu văd că mi apar o grămadă de chestii, Spooky, Will, Christmas, mm-hmm. Da, da, sunt o grămadă de oferte, într-adevăr, oferte probabil, uite și dacă vezi de 8 euro aia de zis tu, poate o iei, poate nu o iei, Spooky, Christmas, Will, tu euro. Am cu argentinian, Captain Golhar, am multe oferte, mă. Dar fii atent aici la asta, la Spooky Christmas Wheel. Știi câte gemuri am băgat în roata asta ca să iau toate skinurile alea legendare? Câte gemuri? Am băgat 16.000 de gemuri. Băi, ești nebun. Cu toate astea, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să ne susțineți acolo, o abonare și un like este gratis și oricine poate să facă. Am filmat și la Marius, acolo găsiți și pe canalul lui, într-adevăr. Și ia să vedem, Marius. Deci prima dată vreau un match, adică un room cu toate cele 3 mape. Dar stai că cu toate cele 3 mape mi se pare... Mai vin hacker acum. Ha? Mai bagă hacker acum. Hacker? Da, sunt la greu, bro. Și acum mai intră la noi pe sesiune iar? Nu, acum nu mai intră, nu mai, că au rezolvat treaba asta cu romul ăsta de aici. Deci ia să vedem, dăm create și îți zic codul. Deci codul e 303733. La join acolo. 303733. Gata. Ia vezi. Bă, nu-i nimeni în room. Și eu aici, mă. Cum de n-am nume, mă, Mariuse? Nu se vede. Ce ai făcut? Ai pus un caracter de la ceva și nu se vede? Posibil, posibil. Dar tu nu mă vezi, sunt invizibil. Mariuse, nu o să mă vezi în meci, efectiv, tu îți dai seama? Păi te văd, dar cred că nu-ți văd numele. A, știe, mă, golanule, știe. Păi n-are cum să fii invizibil. Pe ce? Ai stricat jocul. Ia. Uite ăsta, cred că ești cu căștile, nu? Da, ăsta sunt. Ia zi, Marius, să o dăm, o dăm pe raliuri. Hai, Marius, vrei să te învăț tactici? Ia uite, stai aici, ai sărit. Hai. Ai, pe ce-ai făcut, mă, te-ai dus în față. Ai sărit, gata, și uite, acum trebuie să te duci pe aici, uite așa, să aluneci pe sus. Sunt profesionist aici. Dar trebuie să aluneci, Marius, hai că te aștept ca să o dăm 1v1 pe mașină. Ia. Ia. Hai să te văd. Ia vezi ca mașină roșie, mașina ta e mai rapidă ca a mea, bro. Ce? Păi e pe rarități cumva și trebuie să rezolve treaba asta. Gen, albastra e cea mai rapidă. Roșia e mai slăbuță decât albastra. Degeaba, alba... dacă nu codul bine. A? Dacă nu codul bine, degeaba. Păi cum mă, că e carnet? Om, dar asta nu merge pe carnet. Văd că merge pe mouse. Cum poți să nu meargă pe carnet? Tu ai condus Dacia care n-are servodirecție și nu poți să conduci pe asta. Și ăsta, ce mă, ăsta? NFS1 sau ce-i văzi asta? Gata, easy. Ia. Mamă, păi te încurci în toate alea. Uite, mergi pe o parte, Mariuse. Bă, ce ai făcut, m-ai băut? La mine apare că mergi cu mașina într-o parte, gen, pe orizontal. Ia. Ție ți apare că mergi drept? Da, drept. Lor, să te uiți pe episod să vezi că apărea ca și cum ai fi mers pe o parte. Și de ce mai sunt oameni? Ne mai băgă oameni? Păi nu, că trebuie să joace boți, indiferent de situație, că dacă am făcut cu 3... Ăștia sunt boți. Da, păi am făcut cu 3 runde, n-am băgat prima rundă din prima, gen. Și ăsta e Hot Wheels. Aia n-am câștigat niciodată pe aia cu aspresoarele alea sau cum se numesc. Și cu gărgărițele. N-am câștigat niciodată. Pe Botbeș? Pe Botbeș, n-am. Mamă, pă, hai că te iau la o tură, bă, Marius, după aia. Dăm ce mape vrei tu. Tot asta cu mașina. Și asta e singura mapă ce s-a adăugat acum? Da, asta e singura mapă. La și emote-ul cu banană, ăla ai? Nu, îl am, cred că, da. Dar cred că pe ăla beta. Ah, păi tu ai băgat pe beta că e șmecher, ai băgat bani. Eu am băgat bani pe beta și nu știu dacă mi-a luat banii. Ia uite, fii atent, Marius, deci tu ai sărit, da? Da. Uite, ai sărit și acum trebuie să te duci pe aici, uite așa. Să aluneci așa. Aha, bă, uite. Vezi? Chiar am făcut așa. Asta e tactica cea mai bună. O, a mașina albă, ia, mai apucă-mă dacă poți. Și asta roșie? Ce că poți, eu un bag pe aici, te ții. Te ții pe locul ăla. Ia, Marius, pe unde ești? În spatele tău. Și în spatele meu, mă. Hai, vino. Ce vrei să faci? Hai, vino acum. Unde ești, mă, că văd umbra ta? Păi nu ești aici alături de mine, ia. Ia vezi, mă, Marius, că a trecut pe lângă mine, bro. Și
360 no scope. Ia. Ai ce să faci, nu vezi. Cum nu, că stau în fața ta. Eu am câștigat. N-ai câștigat, că e în runda următoare genul să fie. Dar merge să bagi 1v1 cu ultima mapa asta? Bă da, merge, merge să băgăm. Dar acum e 1v1 cum ar veni, că am băgat 3 mape ca să te obișnuiești, știi, pentru finală. Da, acum e 1v1? Acum e 1v1 pe tryhard-uială. Hai să vedem, tryhard, cât poți tu. Hai. Ia vezi că suntem la egal. Așa. O să încerc să dau fără emoturi ca să nu fie incorrect, știi? Fără emoturi? Da. Să te văd, Mădălina. Ia. Ai, ai, ai. Ai, au, te aluneci. Easy. Ia că m-ai învățat să fac aici. Mama, mașina albastră, păi Marius, nu mai ai nicio șansă. Păi eu deja sunt la final. Cum poți să fii la final, nu mai fii nicio bola, nu mai minți. Mama, mașina albastră, deja nu mai ai nicio șansă. Legenda spune că mai bine și Marius. Nici o greșeală n-am făcut. Nici o greșeală, Marius, n-am făcut. Păi am mașina albastră, a zis că mașina albastră e bună. Păi da, dar ți-am dat kilometru distanță. Bă, ești nebun, aveam mașina albastră. Și cea mai bună din joc, gândește-te doar puțin. Uite cum se vede, vezi? Se buguiește. Cum să se buguiască? Se vede pătrat, vezi? A, da, că e animația, da, limitată, vezi? Ce porcărie. Da. Ia zi, ce mapă vrei să băgăm acum? Bot bash. Vrei să băgăm bot bash? Ia, că-ți dau cu... Din prima, ia, așa și cu boți, să joace și boți. Vrei 1v1 sau cu boți? Ce se întâmplă aici? Păi zi, la custom party, acolo faci mapele. Păi da, dar numai dispare asta, reconnecting to party. A, cred că ți s-a băguit. Marius, e 1v1 și o dăm și cu emoturi? Și cu emoturi. Bun, deci dacă tu zici hai cu emoturi, o dăm cu emoturi, try hard. Stai să dau așa ce, ca să... Ce emoturi băgăm? Doar cu pumnul? Păi, cu ce zici? Eu pot să folosesc și banana. Tu poți să faci și pumnul și folosesc banana. Doar cu pumnul. Vrei să-ți arăt o tactică cu banana? Cum poți să stai acolo să faci tactică să nu te lovească ăștia? Nu. Fii atent aici. Stai să vezi, stai să vezi, stai doar așa puțin, uite. Bine, tu doar cu pumnul, dar eu cu banana, am zis treaba asta, nu o să-ți dau pumn, deci fii atent aici. Pui banana și tu stai aici și practic de banana asta nu o să, uite, o să se lovească gărgărițe și nu o să mă atingă. Aaa, nu e corect. E ca și cum ai pune un perete. Gata, hai să începem. Hai, let's go. Oh my god, stai puțin. Ia, ia, ia. Gărgărița aia roșie. Bine. Mamă, ce bine joc. Ia vezi ce activat e Marius. Ce-ai făcut, mă? M-a dat o daia roșie. Bă, așa de rapid, Mariuse. Dar de ce apare asta cu Joker-ul? Pentru că, practic, nu e coroană, nu se pune pe cont, ci e ca și cum ar fi fake. A, e daia, dummy, daia. Da, 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 exact, exact. Dăm încă o dată pe mapa asta? Mai dă o dată. Ar trebui să fie opțiune să pui mai multe de-alea. Mai multe ce? Mai multe gărgărițe. A, păi de unde, brother, e atâtea gărgări? Păi dacă pe tine... 2, 4, 6, 8, sunt cam 10, câte sunt? Și 9 sunt. 9 sunt. Să mai bagi încă 9. Păi pe tine te încurcă să dat bani să bagi mai multe, Marius, ce ai? Da, mă, dar facem 1v1 cu asta. Și cum se activează asta? Le trăznești și alta? Cum se activează? Le trăznești și alta? Da, 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 le lovește fulgerul și practic devin mai nervoase. Ce vrea, Marius, ia. Stă pe margine, Marius. Doar dacă s-ar Marius e că vine cineva și îți dă emote, te-ai dus. Adică gen ai ratat, ia uite. Ah. Oh my god, stai puțin că nebunile ăștia. Nebunile răgăștii. Ia uite unde am sărit. Bro, Marius, ai câștigat. Bine, mă. Nebunirea răgăștile. MVP Marius, bro. Pe bot, și pentru prima oară când câștigi, a? Pentru prima oară când câștig pe bot. Bine de tot, ia să vedem ce mapă vrei să mai băgăm noi aici. Cred că raid-urile nu-ți plac, nu sunt incorrecte pentru tine. Ai, mai, e pe Fall Guys. Mamă, ia să iei un ten de una, dar era pe Fall Guys. Îți bag bloc de șu, știi bloc de șu ăla de a sări peste pereți? Bloc de șu, da, știu. Ia zic că-ți bag acum o mapă de 1v1. 769234 e codul. 769 cât? 234. 234. Ia să vedem. Aia zic. Te-a băgat aici, nu? Te-a băgat, bravo. E Caterinca asta că poți să joci ce mape vrei acum. Știi înainte că trebuia să prindem random? Trebuia să vină hackerii ca să ne ajute. Da, da, da.
Dar mai venit ea, te-au mai urmărit hackerii? Nu, no, nu, no, nu. No. Nu te urmărit, nu i-ai mai prins în rom. Nu i-am mai prins, cred că tu i-ai chemat. Ia. Yeah. Mamă, e nasol că ai cooldown pe el. Da, asta e iurea. Dar bine, băi, aiurea. Gândește-te de competitiv cum ar fi fost dacă nu era cooldown. Ce încordat stă Marius, bă. Vreau să... Ah. Ia, ai grijă să treci pe lângă astea, bine. Mamă, mamă. Calm. Nu, treci, 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 treci. Oh my god. Ah! Bă! Ce-am zis? Unde sunt eu, mă? A, tu ce m-a calificat și culmea e că acum, ar fi fost mișto să fi avut un hack, să stau în aer și să mor totul. Da, ar fi fost ceva, da. Vezi că în unele turnee există și posibilitatea asta ca eu să ajung primul și să mor înaintea ta. Ia da? Să mai băgăm o dată. Vezi că e Caterinca bloc de show. E mișto, bă. Cât poți să joci maxim? Cu maxim 32 poți să joci, dar gândește-te de 32 de oameni să aibă toți emoturi. Așa facem noi pe live-uri, bro, dar efectiv toți au emoturi, e foarte incorrect. Cum adică, același emote sau jucați random? Nu, toate emoturile, practic, dar toți au emoturile deblocate, cum ar veni. A, toate emoturile. Exact. Poți să restricționezi la un emote? Da, da, da. Poți să restricționezi pe custom la un emote? Nu, nu poți, nu poți. Deocamdată zic ăștia că cică pe viitor ar putea să facă treaba asta. Ia. Păi nu mor eu așa ușor. Ia uite mă, și Trixie, Trixie, nou scop, ia uite. Hai, Marius! Marius, sări. Păi ce-ai făcut, mă? Te-au luat alea toate la rând. Doamne ferește, Marius, eu mă așteptam să-ți dau cu pumnul și tu pui din alea. Bă, sunt pe Fall Guys, bape, dar nu le-au băgat încă. Da, 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 da. Bă, într-adevăr, pe Fall Guys sunt mai multe mape și sunt mai combinate așa. E tot încurc, aia cu boala e mișto. Ia fii atent aici, îți bag de data asta, îți bag laserul. Mai știi laserul? Bă, da, știu, ăla e greu. 719475 e codul. Cât? 7? 719475. Ăla e greu la zero. Da, e foarte greu. Acolo dacă prinzi un emote, uite, la Valentu din păcate n-au băgat aici la romul ca să te poți juca. Ar fi mișto să poți să editezi și mapa. Da, 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 să faci ca... Da. Pe Fall Guys s-au băgat treaba asta ca să editezi mapa. Nu știu. Știu că ziceau ca că o să bagi la un moment dat. Asta mi se pare cea mai nebună mapă. Se mapa. Pare grea? Asta, cea mai grea. Când vin multe astea așa, deja nu mai știu ce să mai fac. E, sar peste ele, dacă stai calm. Ia! Aoleu, am greșit. Aoleu! Maruse! M-ai omorât, Maruse! Cum e posibil asta? Bă, nu se poate, bro! Vreau revanșa, n-ai cum! Mă trolezi sau ce faci? Nu, nu, nu te trolezi, de ce te-ai trola? Cum m-ai omorit acolo? Păi da, vezi, am jucat-o slab. Ce zici? Stăteai pe loc. Ia fii atent, facem un best of. Da, trebuie să deblochezi ăsta aici. Facem pe laser un best of 3. Adică practic cine ajunge la 2 câștigă. Ia uite, da. Bag acum laser. Dar o să ne bage și boss, da, nu contează că nu o să avem treabă cu ei. Asta e partea cea mai tare, că uite, poți să bagi câte mape vrei tu, efectiv. Asta cu boții e tare pe Brawl Stars, că efectiv cu cât crești în trofei, cu atât îți dă boți mai inteligenți. Mamă, mamă. Deci cu ăștia nu o să ai treabă, practic, ăștia sunt doar niște boți, numai singurul lucru este să nu mor. Tamila, uite bă, bot cu nume. Da, Tamila. Înseamnă că toți sunt boți. Ia, antrenează-te pe boți. A, păi gata. Ce s-a întâmplat? Deja m-a murit botul ăla, am trecut în faza următoare. Aaa, sunt aceleași. Da, 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 eu te las ca să te antrenezi efectiv pe boss, știi, să le dai pum, să îi poți da la o parte. Da, 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 dar ăla a murit. Ăla a murit el așa că e slab, ce ziceam mai devreme, că nu sunt bun deloc. Care e ăsta? Farmer Joe ăsta? Da, ăsta e, ăsta e, Stumble Guy ăsta. Ia. Ăsta-l bat ușor, mă, ia fii atent aici. Pe stick în gură îl bat ușor. Aaa, e deștept, bă, stick în gură ăsta. Te uite, mă, că știe să sară, vezi că știe. Pic în gură, eu lasă-l pe pic în gură să vorbesc cu tic cu el. Bă, ce faci, mă?
Ai văzut cât te-am împins? Că mă antrenez cu botul ăsta, ia, cu spic în gură. Ia uite-l! Omul, ce foce, bă! Ia lasă-l mă puțin la mine pe ăsta, că am o... Bă, nu așa! Bă, nu așa, că pierd eu, tu nu vezi, bă, pierd eu! Bă, cât am super pace, ți-am dat! Spic în gură te bați acum, bă, trebuie să mă lași să mă bat eu cu spicul ăla. Eu nu vezi care greu în gură ăla? Mamă, mare să te n-ai ce să zici. Ia bate-l mă pe ăsta. Vrei să-i dau un super punch de la să-l trepă mă pe alaltă? Ia să mi se încarci emote-ul. Ia uite-l. Dar uite mă că nu pot să-l arunc de pe hartă. Dacă e profesionist ăsta. Ia uite cât îl arunc. Dacă te trolez acum. Ia lasă-mă pe mine cu un bot. Ok, episodul ăsta a ajuns din 1 pe 1, mă deliverz Marius cu 1 pe 1, Marius cu boții. Ia lasă-mă mă cu un bot, da, așa, că dau. Sparg eu Matrix-ul. Aha, da, da, stai așa că ți-i dau imediat din nou. Deci fii atent aici la codul ăsta, Marius, 654456. Care erau șansele? Șansele să fie 6-6 de 6 ori. Da, da, într-adevăr și asta e ciudat, că de la 654 după aia 456. Într-un singur cod. Ia. Ia mă, fii atent, ia lasă-mă cu un bot. Da, doar în finală ne bătem. Cu tine, doar cu tine, hai să încerc să-i elimin pe ăștia. Ia uite, e Messi ăla, cine e mă ăla, e Messi. Messi, vezi, l-a băgat pe Messi că a câștigat Messi, campionatul. Ai dreptate, dreptate, ia stai puțin așa, sar. Îi las puțin așa, mă, prefac că să-mi dai lor. Și acum asta. Să nu fiu eu botul dintre boți. Stai să nu fiu eu botul, ia stai, că vine Messi aici frumos, Messi la balon. O s-a ridicat, bă, Messi. Știe, mă, știe Messi. Cu Messi am ceva. Acum. A murit, bă, Messi. Bă, a murit singur, mă. Chiar Messi, bă. Ia că te, bat, mă, te bați cu ăsta cu la costum. Cu la coste mă bat. Te bați cu Costel. La Costel. Ia, ia. Ia, Marius vs. Stumble Guy, hashtag 4442. Oh, ai învățat scheme noi? Bine. Bine, mă! Costel, bă, ce ușor l-am bătut. Bă, dar săracul stă pe loc și nu face nimic și tu îi dai pumn. Cum e posibil așa ceva? Cum... Nu intervine și el, nu face nimic, nu dă și el un emote, nimic. Ia, mă, mai să ne luăm acum. Hai. Hai că te-ai antrenat destul. Fără emote-uri nu poți să mă dai jos, nu? Cu, fără emote-uri n-am, decât dacă pici din lasere. Da, da, da. Hai să văd. Nu mai încerca cu alea, că nu merge. Ia vezi mă că nu mai vin lasele, Mariuse. What? De ce așa târziu? Ah! Bă, dar nu mai mă lăsă să mă ridic. Vezi ce ciudat e dacă prinzi emote? Ai făcut timing-ul perfect. Da, e nașpa, brother, e nașpa rău jocul în momentul de față cu, pe bază de emote-uri. Că dacă ți-a dat emote, nu mai poți să te mai ridici. Ia să vedem, acum supraviețuim. După aia o să-ți dau ceva random, probabil din mapele astea. O să băgăm Block Dash, Hot Wheels și vedem noi dacă e. Ia. Fără emote-uri? Da, fără emote-uri. Pentru că e incorrect, ai văzut că dacă îți dau un emote nu mai ai nicio șansă. Uite, dacă chiar dorești, până când se termină asta? Până moare cineva? Da, până moare cineva. Dă-i tu emote-uri și uite, eu joc fără, ok? Tu cu emote-uri, eu fără. Bine. Hai. Hai să vedem. Te-ai făcut mare, se hop sarmaua. Hopsa, opa, ia vezi mă. Că stă la pândă după mine. Bă, dar ăla merge cam încet. Hop, sarmaua. E să nu te focusezi doar pe pum și după aia să nu mai poți sări. Da, da, stai liniștit că... Stai liniștit că o să mor eu. Au fost neprevăzute laserele alea. Băi, dar mai zis și stai liniștit, adică mai liniștit atât, dar nici că poți să... Păi prea multe deodată. Stai că mai se rea meci, ăsta nu s-a pus. Ar de trebui. La alte jocuri, botul e insane. Da, așa e. Au făcut niște boți de niște jucătorii profesioniști. Bro, pe asta mai se întâmplă multe incorectitudini, adică gândește-te doar puțin. În turneu, deci în turneu de ăsta oficial pe gemuri, vine unul și-ți bagă fall tiles ăla, știi, de poți să ghicești pe unde să mergi.
Și hackerul știe pe unde să meargă și ți-a luat practic calificarea, gen win-ul. Da. Să-ți dai seama ce incorectitudini sunt pe jocul ăsta. Mă, ce faci, mă, Mariuse, mă? De ce sare atât de mult pe lateral acolo? Erau niște lasere și nu puteam să le evit. Hai că băgăm mai bine Hot Wheels, cred că îți place mai mult Hot Wheels-ul. Bagăm la Hot Wheels. Ia. Yeah. Tu ai banana, bă. Ia că ai dat emote, deci jucăm pe emote-uri, a? Ia. Hai, Marius, să te vedem. Hai că am mașina albastră. Am mașina roșie, s-ar putea să vii peste mine. Ia, oare poți să mă ajungi? Bă, dar fii atent că schimbă culoarea în mașină acest copil. Da? Da, dar nu mai e aceeași. Easy. Aoleu, mamă. A? Mamă, mi s-a pus bariera direct în față. Și mie, la fel. Easy, Marci. Aoleu, ce m-am încurcat aici. Te califici, a? Trebuie că te califici, nu da, te baboți aici. Da, spatele tău aproape. Bun, hai să vedem. După aceea avem laser. Și după aceea avem block dash. Block dash-ul îți place ție ce mai mult. Și după aceea o să fie fiaden. După aceea te las pe tine să bași ce mape vrei tu. Tu să faci romul practic, random, cu ce dorești tu. Nu contează, ce vrei tu. Și tu poți să dai emote-uri și eu nu dau absolut deloc emote-uri. Doar tu folosești emote-urile. Ia să vedem. O să încerc acum din nou să te las cu Stumbleguy ăsta să te antrenezi. Poliția. Hai. Mai zici ceva. Bine așa. Mă, cum e posibil poții să fie atât de slabă, Marius? Zici și tu. Ca să te distrezi, cred că. Bă, dar câte distracții să fii, că dacă tu realizezi faptul că e bot, cât să te distrezi? Ia, să vedem. Orice mapă merge să faci? Da, poți să faci ce mapă vrei tu. Aia cu albinele. Aia cu albinele, ce albine? Honey drop? Ala. Îți place ție honey drop, o? Nu e aia cu albinele care sunt mai multe taieluri? Ba da, ba da, ba da, ba da, ăla e honey drop. Ăla îmi place. Ăla e de ieși pe Fall Guys. Da, da, da. Ia. Ce joacă Marius. Nu am mai ce să fac acum eu, ție. Ia vezi că pic Marius, Marius e pic. Ai, că îl vrea tu. Să vin acolo ca să cad, cred. Fii rar, bă, nu pot să dau deloc pumnul cu caracterul ăsta. Are capul mare ăsta. Uite, are capul mare, bro, într-adevăr. Și cât spun poate să își ia efectiv că are capul mare. Ei. Mamă, nu, nu, nu. De ce ne-ai lăsat ca să sparg? Hai, că te las acum să bași ce vrei tu. Absolut ce dorești, ce schimb, ce mapă. Eu doar aștept codul de la tine și atât. Mamă! Bă, Maruse, bă. Păi și tu ai băgat fotbal în 32 de oameni? Deci stă cineva în cap. Da. Vorbesc hai, serios, bă, Maruse. Știți asta. Ia. Uite cum stau boții unul în alții. Bă, care e poarta mea? Unde scrie că e poarta mea? Păi aia e poarta ta cu galben. Aaa, deci aia e colorată, pardon. Bă, Maruse, uite cum fug boții după minge. Ce ai făcut? Cum ai băgat? Ai băgat fotbal. Ia uite, mamă, ce e acolo, vă mâncați așa. Păi de aici nu e bine, că oricum, indiferent de situație, suntem în echipa adversă și nu o să rămână unul dintre noi, adică e fatală situația. Deci cine înscrie și cine dă gol, ăla a fost. Dar uite, dacă, boți. Dacă bro, pierzi. Păi cred că pierd. Nici nu știu unde să mă împart. Am scos mingea, ok. Bă! Aoleu, bă, și eram cu mingea asta. Hai, boții mei. Hai, oamenii mei. Bro, e bătaia între boți. Efectiv se hai, bat boți. Dar ce ai zice pe următorul episod să luăm abonați? Tu de la tine, de la canal, eu de la mine și să dăm așa un 1v1. 1v1 între echipe. Păi nu știu, bă, poate tu ai noroc și vii cu profesioniști. Team Mădălin versus... Păi luăm random, îi luăm random pe abonați. A, pe ăsta. A, cine ești ăsta? Mamă, păi vezi că am gol. A, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, bravo. Bine. Ce faci, mă, Mădăline? Nu mai câștigi la Brawl Stars? Păi nu, nu mai... La Brawl Stars, hai că Brawl Stars. Bine că n-ai zis Clash Royale. Bă, Mariuse, păi tu ai ales troll mapa asta. Nu, omule, troll, dacă mie îmi place fotbalul acum ce vrei. Bă, păi nu-i posibil așa ceva, s-a dat un gol din nou. Haide, haide, 40 secunde, bine. Ce tăsătură de situație și golul ăsta e al meu. Easy. Bă, în ultima secundă. Un moment, ești, cine ești tu, ești Mbappé, cine ești? Mbappé, bro, două goluri într-un minut, două goluri într-un minut. Hai mamă, să vezi și mapa s-a pregătit acum. Ce zici?
Ce mapă ți-am pregătit? Bă, dar le băga pe toate de echipă, vorbesc serios. Ce a fost în capul tău? Nu era logică. Ai avut noroc. Nu era logică, n-o să picăm în echipa adversă și că o să se califice boții? Am zis acum, că pierzi acolo la fotbal. Legenda spune că încă sta. Bă, o să dau, o să ies de aici. Marius, te las să alegi altceva, că e pierdere de tip, adică... Nu mă câștigă aici, de ce să ieși? Păi și așa nu mă ajută cu nimic, e pierdere de tip și măcar îmi dă Marian, corana. Uite bă, are nume, Marian B. Eu fură numele lui Marian. Mamă, over and under. Și să nu zici că e finală direct. Bă! Tu ai ales-o ca finală. Cred că te-ai cam dus, Marius, și eu o să m-am dus, cum să mă duc? Păi nu ești cu mine, că ești aproape de mine. Cum să mă duc eu? Mamă, ce, ce înghesuială, bro. Ce ai făcut? Ai picat? M-am prins un bot. I-a dat cu emoție. Sigur. Păi tu faci trucuri. Păi ce trucuri? Alea de învățate. Run-uri. N-am ce trucuri, Marius, n-am făcut niciun truc. Mamă, eu nu trec nici aici. Păi mă bat boță pe mine, mă, ești nebun? Stai că eu stau... Păi n-am bătut boții, Marius, eu te aștept ca să vii tu și n-am bătut boții, doamne. Bă, e cam greu ca să joci, e cam greu. Ne-a bătut Matias, mă. Te-au bătut boții? Matias, e vreun abonat de pe aici, Matias? Păi da, că te-am așteptat pe tine, am vrut să-ți fac o șustă, să mă pun după perete, da? Dacă tu vii după boții. Păi am greșit odată și am pierdut jocul. În fine, cam asta a fost și episodul. Mersi mult încă o dată, Marius, că ai jucat. Ne vedem data viitoare. Se pare că e cam greu să-l trolez pe Marius acum, că am învățat jocul bine de tot. N-am ce să-i mai... Joc, am 10 win-uri. Joacă ca profesionist și cel mai bine știi ce? Să testăm un joc Fall Guys împreună să jucăm, Marius. Ăla e mai ok. Da, dar e greu de tot acolo. Da, ăla e greu tare, dar la echipa ar merge acolo să jucăm împreună. În fine, toate cele bune, ne vedem data viitoare, pa, pa. Subscribe.